În duminica a 12-a după Rusalii, așezământul parohiei Comanda a fost binecuvântat. Acesta cuprinde o trapeză cu 80 de locuri, o bucătărie și o capelă. Lucrările începute în anul 2020 au fost finalizate anul acesta și au fost realizate prin strădania comunității parohiale. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, care a oficiat apoi Sfânta Liturghie la altarul de vară. În această zi de toamnă ne-am deplasat aici, în satul Comanda, pentru a sfinți casa prăznicară și capela, ridicată din inițiativa preotului paroh, a tânărului preot Marian Arnăutu și a bunilor creștini care i-au fost alături. În timpul Sfintei Liturghii, fiecare dintre noi am adus mulțumire lui Dumnezeu pentru ploaia ce a venit ca o binecuvântare, mult așteptată după atâta secetă. La momentul potrivit ne-am folosit duhovnicește ascultând pericopa evanghelică. Tânărul ce l-a întrebat pe Iisus ce să facă ca să moștenească viața veșnică, era un om moral, un om care împlinea poruncile, era însă prea legat de treburile de zi cu zi, era preocupat prea mult de avuțiile sale și nu se prea gândea la Dumnezeu. Prin purtarea de grijă a părintelui Arnăutu Marian, am trăit cu toții această zi plină de bucurie, nu doar pentru noi slujitorii bisericii, ci și pentru enoriașii acestei parohii, ce s-au bucurat astăzi de finalizarea lucrărilor și, începând din acest moment, au ca ocrotitor pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pe lângă biserica ce se află în această parohie și această capelă. Enoriașii acestei parohii au făcut bucuria, împreună cu enoriașii din localitățile învecinate, de a participa la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie într-un număr foarte mare. Îi mulțumim bunului Dumnezeu și îl rugăm în același timp să ne dăruiască tuturor har, binecuvântare și pace. Părintele paroh a mulțumit ierarhului pentru slujire, precum și celor care au ajutat și au contribuit la ridicarea și înfrumusețarea casei praznicare. Vă mulțumim tuturor celor ce ne-ați fost astăzi alături și rugăm pe bunul Dumnezeu să vă răsplătească osteneala. Și sper să fiți alături de noi și la celelalte lucrări pe care le vom avea de făcut, în special restaurarea picturii din Sfânta Biserică. Părintele paroh a primit rangul de iconom, iar cei care au contribuit la ridicarea așezământului au primit diplome de vrednicie.